Bun găsit! În urmă cu câteva zile mi-am luat inima în dinți și am făcut o primă programare la medic pentru a-i afla opinia în ceea ce privește intervențiile de ordin estetic de care aș putea avea nevoie. Așadar, azi vă aduc informații utile. Aflăm împreună în ce constă această primă evaluare, de ce este ea atât de importantă și de ce este bine să consultăm medicul înainte de a alege tratamentele estetice dorite. Toate aceste proceduri, dincolo de a avea terminologia aceasta de estetice, ele sunt tratamente medicale și atunci trebuie privite ca atare și această consultație inițială, cum o numim noi, consultația de dermatoestetică sau de dermatologie corectivă, și aici vom puncta imediat care e diferența între cele două, este deosebit de importantă pentru că este momentul în care noi ne cunoaștem, eu cunosc pacientul, aflu care sunt așteptările pacientului, așteptări sperăm de cele mai multe ori realiste, care sunt bazate pe anumite probleme pe care le-a descoperit de-a lungul timpului și este un prilej pentru a stabili de la început foarte clar care sunt pașii, etapele unui plan de tratament foarte bine pus la punct, care sigur se va desfășura de cele mai multe ori în câteva etape. Și această consultație este practic o evaluare inițială, o evaluare din mai multe perspective. De ce spun acest lucru? Pentru că în cadrul acestei consultații, noi trebuie să privim fața printr-o abordare globală. Ansamblul arhitectural al feței constă în mai multe aspecte. Și anume, trebuie să verificăm mai întâi care este structura osoasă, care este calitatea pielii, dacă au intervenit anumite patologii dermatologice sau pur și simplu să evaluăm leziunile benigne care sunt existente. E foarte important să facem o anamneză corectă a pacientului, adică să aflăm care este tot acest istoric medical, care poate să cuprindă și alte patologii, dar și istoricul estetic. Și aici, geneticul este și el un factor care contează? Bineînțeles, nu avem cum să scăpăm de acest bagaj genetic care e scris în genele noastre și atunci influențează foarte mult felul în care îmbătrânim sau acest fenomen de aging, că ne place să spunem mai mult așa, sună parcă mai frumos, dar până acum se considera că undeva la 75% intervine partea de genetică, restul de 25% ar fi acești factori de mediu, factori de viață, factori corectabili până la un anumit punct. Deci noi putem să intervenim pe bagajul acesta genetic cu mici trucuri, tratamente pe care le avem la dispoziție, sigur făcute la momentul oportun, adică din timp, la început ca metodă de prevenție și ulterior pentru a corecta diverse patologii, astfel încât să mai schimbăm un pic partea aceasta de genetică. Și mi-a plăcut foarte mult, o admir mult pe actrița Jane Fonda, care într-un interviu acordat la cei 82 de ani, în care văzut că arată absolut fabulos, impecabil, da, a fost întrebată care este secretul ei pentru acest aspect fabulos. Și a spus că genetics and a lot of money. Până aici nimic care să... Nimic nou, da. Într-adevăr, are un bagaj genetic foarte bun, a știut să se întrețină foarte bine, iar tratamentele făcute la momentul oportun și cu moderație au dus la o îmbătrânire grațioasă, da? Se vede pe chipul ei, deci nu este perfectă, nu e ca o piele întinsă cu fierul de călcat, să nu avem niciun rid, pentru că lucrurile astea depășesc naturalețea. Cred că nu este ok când vezi pe cineva care... Adică se vede clar că e ceva nenatural acolo. Când vezi că omul își arată vârsta, dar în același timp arată și bine, s-a îngrijit și a știut unde să lucreze, eu cred că e mult mai frumos. Așa e, mie îmi place să spun că și în estetică, ca în multe alte domenii, less is more. Așa este. Așa mai este. Puțin, dar făcut atât cât trebuie și cum trebuie, rezultatele vor fi pe măsură, pentru că noi, ca dermatologi și implicați în partea aceasta de estetică, trebuie să venim să scoatem în evidență calitățile, să potențăm frumusețea naturală a clientei și eventual să corectăm. Și aici intervine partea de dermatologie corectivă. Este un termen poate un pic mai nou pentru noi în România, însă este axat pe exact ceea ce spuneam, corecții.
corecții de asimetrii, corecții, spre exemplu, de retrognatism, când bărbia este prea mică. Noi trebuie să privim fața în ansamblu proporțiilor ei, în funcție de vârsta pacienților, de fototip, adică o piele mai deschisă, o piele mai închisă la culoare, cu tot ansamblu de probleme cu care vine la pachet. Și atunci lucrurile ulterior pot fi dezbătute și în unități și subunități, cum le spunem noi, estetice. Spre exemplu, dacă luăm la o pacientă zona frunții, da? Și vom evalua care sunt problemele din zona respectivă. Le putem lua treptat sau le putem considera, cum spuneam, într-un plan de tratament stabilit pe mai multe luni, de cele mai multe ori, că atunci pacientele de multe ori se sperie, știi? Când facem un plan de tratament și văd bifate acolo foarte multe tratamente, wow, nici nu știu cu ce să înceapă mai întâi. Bineînțeles că acesta este rolul meu, ca să fac un pic de ordine în tot acest protocol, astfel încât să o luăm cu lucruri mai ușoare, pacienta să se acomodeze cu domeniul acesta. Sigur că pe măsură ce lucrurile evoluează, se văd și îmbunătățirile treptat și atunci intervine această satisfacție și sigur dorința de a continua ceea ce am început. De la ce vârstă putem veni să începem să ne facem niște proceduri? Pentru că am descoperit cu tristețe că sunt fete destul de micuțe, cele care vor să-și facă diverse proceduri, care din punctul meu de vedere nu sunt pentru vârsta lor. Corect, însă trebuie să știm de la început că fenomenul de aging începe să se vadă după vârsta de 20 de ani, foarte subtil, între 20 și 30 de ani este mai mult o perioadă destinată prevenției. Trebuie să acordăm pielii noastre protecție, asta înseamnă hidratare, un ritual de îngrijire optim și aspecte legate de patologiile cu care se pot confrunta pacientele la vârsta aceasta. Și aici putem să vorbim despre paciente cu ten gras, cu tendință la acne sau chiar cu acne și atunci nu sărim etape, cum îmi place mie să spun, luăm lucrurile din aproape în aproape ca să corectăm aceste aspecte și apoi să ne adresăm laturii acestea de estetică. Sigur că la vârsta aceasta dorința pacientelor este de a avea buze mai voluptoase, de a-și contura pomeții așa cum au văzut la foarte multe vedete. Din păcate însă, dacă lucrurile scapă de sub control și vrem mai mult și mai mult, dacă ai observat, pacientele încep oarecum să semene între ele, pentru că sunt asta anumite spun, șabloane da. Estetice care circulă în mass media. Îți vin și ție la cabinet doamne domnișoare care vor să arate ca, nu știu, vreo actriță. Se mai întâmplă, se mai întâmplă. Însă cred că pacientele și-au dat seama că nu este tocmai modalitatea mea de abordare și atunci cele care vin sunt paciente foarte înțelegătoare, sunt paciente care sunt dispuse să îmi asculte opinia medicală și să colaborăm, pentru că până la urmă, atunci când îți alegi un medic dermatolog, trebuie să găsești o persoană cu care efectiv să empatizezi, cu care să poți stabili o conexiune în așa fel încât relația să fie de mai lungă durată. În așa fel să putem să corectăm toate aceste aspecte într-un mod cât mai natural. Sigur că sunt și situații, mai ales la generația aceasta millennials, în jur de 20-20 ceva de ani, care nu neapărat că au așteptări nerealiste, dar sub impactul media și al aparentei perfecțiuni pe care ne-o dorim până la urmă cu toții, dar trebuie să fim conștienți că perfect este puțin plictisitor la un moment dat. Tocmai imperfecțiunea ne face frumos și asta cred eu. Da, noi trebuie să punem în evidență ceea ce avem și atunci, din păcate, se poate ca pe o persoană care este frumoasă să nu mai fie la fel de delicată ca și trăsături sau să-i schimb prea tare proporțiile feței, în așa fel încât aspectul să fie unul, nu neapărat plastic, cum se folosește termenul acesta, dar total nenatural. Și pentru aceste paciente duc o muncă de lămurire destul de intensă ca să le explic în funcție de raporturile pe care le au ca fizionomie, de anumite aspecte legate de dinamica facială, să le explic că poate buzele acelea mari, voluptoase, nu se potrivesc fizionomiei lor. Sau o altă abordare este aceea
în care pacienta vine și spune eu vreau șanțurile. Nu mai plac șanțurile, mi se pare că fața mea este cam tristă și aș vrea să-mi faceți ceva în acest sens. Nu tot timpul corecția șanțurilor în mod particular este varianta cea mai de succes. Trebuie să privim și să gândim ce anume a determinat apariția celor șanțuri. Și atunci raportul ăsta de cauzalitate și efect trebuie foarte bine gândit și proiectat ca și tratament pentru ca rezultatul să fie într-adevăr unul spectaculos. Și atunci mă bucur nespus când pacientele sunt încântate de explicații și înțeleg că poate tratamentul pe care și l-au dorit sau zona de elecție pentru ele nu este cea cu care vom începe tratamentul. Sigur, ulterior vom aborda și aceste aspecte. Dar toate la timpul lor și cu moderație. Deci eu merg pe natural, pe moderație. Am terminat de completat. Ia să vedem ce e scris aici. Ok, bun. Deci la tine nu sunt contraindicații și atunci putem să facem foarte multe tratamente, dar să vedem cam ce te deranjează pe tine. Mi-ai scris aici că ai vrea, pot să zic? Da, cum da? Să nu? Păi pielea ta să fie mai fermă, ai vrea să arăți mai tânără, mai tânără de atât? Trebuie să... Tot timpul cred că ne dorim să arătăm mai tineri. Să-ți faci uletină din nou. Și mai bine conturat. Ok, deci astea sunt top 3 tratamente dermatocorective pe care tu ți le dorești. Și aici, unde am scris eu să-mi bifez top 3 cele mai importante aspecte, tu mi-ai bifat vreo 4. E ok, suntem ok. Și mi-ai zis despre ridurile de la nivelul frunții, da? Acelea când te miri, și ridurile de încruntare pe care le-ai bifat. Cearcănele sunt o preocupare pentru tine și șanțurile nazolabiale. Că tot vorbeam de cearcăne, de ce apar cearcănele. Și o să vezi că avem o serie de factori, printre care factorul genetic, cearcănele și în cazul tău sunt constituționale, că le-ai avut dintotdeauna, ele se accentuează cu trecerea anilor, sunt datorate și lipsei somnului, unor factori precum fumatul, da? Deficit de fier, asta dacă ne referim și la partea de zonă de pigmentare, la unele persoane, cearcănele nu sunt date prin resorție sau prin lipsă de substanță pe zona aia, sunt date doar de o hiperpigmentare. Și mai greu de corectat, pentru că noi dacă ne jucăm cu acidul hialuronic pe zona asta, reușim să creăm un alt efect de distribuire a luminii. Da? Și atunci nu mai par atât de adânci și nu se mai vede culoarea aceasta închisă. Stres, da? Boli cronice, pentru că spuneam că pielea e un fel de hartă și dacă știi să o interpretezi bine, îți dă foarte multe informații referitoare la starea de sănătate. Aș vrea deocamdată să discutăm un pic în dinamică și de aceea ți-am oferit oglinda, pentru că o să vreau să te rog să te încrunți, să fii foarte, foarte supărată când te uiți în oglindă. Vreau să vedem ridulețele, deci le vezi, da? Deși în dinamică ridurile tale sunt destul de conturate și atunci când ești relaxată, ele încă se mai văd ușor, discret, da? Deci, mai ales cu make-up peste. Mai ales când cu make-up peste. Când make-up, imediat se conturează, da? Corect. O să te rog acum să te și miri foarte mult, da? Mirată, mirată. Și vedem că și ridulețele de la nivelul frunții sunt vizibile în această mișcare de ridicare a sprâncenelor. Dar, având în vedere jobul tău, da, care este în televiziune, trebuie să menținem un aspect natural care să-ți permită o dinamică frumoasă, dar o dinamică lipsită de disconfortul acesta legat de partea de riduri. Ai mai spus tu foarte bine partea de cearcăne și sunt de acord, aici lucrurile sunt un pic mai complexe în cazul tău și trebuie o abordare din aproape în aproape, datorită unor particularități pe care le-am mai discutat. Șanțurile nazolabiale sunt într-adevăr vizibile. Sigur că nu trebuie să ne dorim să fie perfect întinse. Noi trebuie să avem un relief al feței care să ne confere această unicitate și naturalețe. Da? Și aici lucrurile, din păcate, tind să treacă în extrema cealaltă la unii pacienți care își doresc mult, mult, mult prea mult injectată zona aceasta încât să fie fața foarte întinsă, ceea ce nu este dezirabil. Referitor la partea de șanțuri,
Aici ar trebui pe viitor, o să-ți fac un plan foarte bine stabilit de tratament, eventual lucrată și zona de pomeți. De pomeți fără a crea o volumetrie așa cum tu nu îți dorești, ci pentru a contura zona aceasta de arcadă zigomatică în așa fel încât să avem un ușor efect de lifting, adică să ridicăm zona aceasta care creează șanțurile, accentuează șanțurile tratament la zona injectabil. Tratament injectabil cu acid hialuronic de data aceasta. Injectarea fix pentru zona pomeților se face profund la nivelul arcadei zigomatice, deci pe os, tocmai pentru a da efectul acela de lifting, de a ridica țesuturile supraiacente și a crea volumetrie și lifting. La cât timp se repetă acest tratament? Depinde de zona pe care o folosim. Pentru zona pomeților, tratamentul poate să aibă un efect cu durată de până la un an, poate chiar și mai bine de atât, datorită plasării produsului și a anumitor caracteristici ale fillerului pentru injectat. Dacă vorbim de zona de dinamică facială perioral, respectiv șanțurile undeva între 9 luni, poate chiar mai mult. Aici depinde mult și de ritmul tău de viață. Pentru zona buzelor, aici trebuie să știm că durata de viață, de remanență a produsului este undeva la 6 luni. De ce? Pentru că sunt supuse unei dinamici mai active, cu buzele vorbim, ne exprimăm foarte mult și atunci remanența este de mai scurtă durată. Dar la injectări succesive, făcute la intervale agreate, sigur că putem avea o surpriză foarte plăcută, să vedem că lucrurile se mențin mai mult. Și aici avem multe paciente care vin preinjectate, multe dintre ele nu prea vor să recunoască când a fost ultima injectare, de aceea avem acest chestionar medical, pentru că ai văzut, pe mine mă interesează foarte mult să știu ce tip de procedură ai mai făcut anterior, data la care a fost făcută și eventual cu ce substanță. Lucrul acesta ne ajută foarte mult în alegerea și în conceperea planului de tratament. Sunt foarte curioasă. Dacă poți să faci un top 3 proceduri, care ar fi acelea? E greu să mă opresc doar la 3, dar cu siguranță cred că unele dintre cele mai bune invenții în domeniul esteticii sunt toxina botulinică, botoxul, cum îl știu pacientele, acidul hialuronic și cred că epilarea definitivă. Cu acestea 3 nu dai greș, ai rezultate fabuloase care pentru o femeie dinamică, o femeie care nu are timp, dar care dorește să se întrețină, sunt tratamente rapide și cu rezultate foarte frumoase. Spune-mi încă, botox sau acid hialuronic? Botox și acid hialuronic, ambele în anumite situații. Și aici să facem un pic și diferența dintre ele, pentru că multă lume crede că botoxul se injectează în buze. Da, încă mai cred că botoxul se injectează în buze, ceea ce nu e chiar atât de deplasat. Se poate face o injectare cu toxină botulinică pentru ridurile periorale, acele riduri așa zise ale fumătorilor, dar nu le fac chiar toate persoanele care fumează. Deci se poate lucra și în zona aceea, dar ca idee, toxina botulinică, care de fapt este o neuropeptidă, toxină sună așa un pic mai dur, este un produs cu adevărat miraculos, dar este destinat dinamicii faciale. Deci corectează ridurile de dinamică, riduri de expresivitate. Atunci când ne încruntăm, când zâmbim și se vede acea labă a gâștii, da? Sau când ne mirăm și avem ridurile pe frunte, dar și multe alte indicații care momentan sunt considerate off-label. Off-label însemnând că le putem face fără niciun fel de problemă, atâta timp cât și pacientul și medicul consideră oportun. Zona asta care este răspunzătoare de ridurile de încruntare, care e dată de acțiunea mușchilor corugatorii când se încruntă, apar ridurile care sunt perpendiculare și mai avem mușchiul ăsta procerus, da? Tot așa, deci prin contracția sinergică a mușchilor respectivi, apar ridurile de la nivelul glabelei, iar la zona de frunte, ridulețele astea orizontale pe care le ai sunt datorate, sunt perpendiculare pe contracția musculară și apar datorită contracției musculare de la nivelul mușchiului frontal. Botoxul este strict destinat relaxării musculare și pun accentul pe reversibil, da? Deci nu este un tratament pe care îl facem o singură dată. Cam la câte luni se revine?
Bănuiesc că depinde de persoană. Sigur, variații individuale există și asta și datorită dinamicii faciale, pentru că putem să avem persoane cu o mobilitate, persoanele kinetice, da, care au o mobilitate normală, ele vor reacționa cel mai bine, efectul va fi spectaculos, ridurile într-adevăr dispar ca prin minune pe o perioadă de 2 până la 5 luni, în medie undeva la 3 luni. Sigur că există și pacienți care sunt hiperkinetici, au o contracție musculară mai puternică sau pacienții care sunt hipertoni. Atunci vorbim de o musculatură aproape permanent contractată, care poate nu reflectă adevăratele sentimente sau stări ale pacientului și atunci clienta respectivă pare tot timpul supărată, pare mirată, constant. În cazul acestor pacienți se văd rezultatele, sigur sunt frumoase, dar poate nu corectează în totalitate defectul. Și atunci intervine și acidul hialuronic. Deci putem combina aceste tratamente, spre exemplu pentru ridurile glabelare, sunt ridurile de încruntare. Deci putem relaxa zona respectivă cu toxină botulinică. Ulterior, cam la 2 săptămâni, reevaluăm și vedem dacă este suficient sau dacă pacienta este satisfăcută cu rezultatul pe care îl are. Putem să rămânem doar cu atât, însă spuneam de acele riduri la persoanele hipertone sau hiperkinetice, încruntați și în permanență, atunci ridurile nu mai sunt doar în dinamică vizibile, ele sunt vizibile și în statică. Într-un zen absolut de vacanță, noi tot vedem acele riduri. Și atunci abordarea corectă ar fi să venim în etapa următoare și să le umplem cu filler. Fillerul fiind un produs de fill-in, de umplere. Aici se încadrează și acidul hialuronic, un produs pe care îl avem oricum în organism. Sunt seringi preumplute cu astfel de substanțe care au ca rol de corectare a ridurilor, a șanțurilor. Putem să ne jucăm cu volumetria, putem să redăm un efect de lifting, să conturăm, să corectăm. Referitor la cantități, de multe ori pacientele se sperie. Când spun mai mult de 1 ml, au o rezervă în a face acel tratament. Dar, așa cum Mauricio de Maio a explicat foarte bine, 1 ml într-o linguriță înseamnă o picătură. Deși seringa poate părea periculoasă sau cu foarte multă substanță, sunt micropicături, microbolusuri de substanță pe care le plasăm acolo unde ne dorim, dar de foarte multe ori avem nevoie de o cantitate mai mare. Și uite, până la 16 seringi abia reușim să umplem o linguriță. Deci, per ansamblu, 1-2 ml nu sunt o cantitate foarte mare dacă le poziționăm acolo unde trebuie. Dacă vorbim de buze, mai mult de 1 ml într-o singură injectare, din punctul meu de vedere, este exclus. Pentru că ne dorim acel aspect natural, ne dorim ca intervenția să fie lipsită de riscuri sau cu riscuri minime și atunci trebuie să lucrăm corect din punct de vedere medical și să nu cedăm la insistențele pacientelor care vor mai mult sau cât mai mult într-o singură sesiune. Câte proceduri putem face într-o singură ședință? Pentru că sunt convinsă că toată lumea care vine la tine vrea repede. Putem într-adevăr să corectăm și să abordăm mai multe zone în cadrul aceleiași ședințe de tratament, însă aici trebuie foarte bine gândit. Sunt proceduri care se pot face în aceeași ședință, dar altele, din păcate, nu. Și atunci avem un timp de așteptare undeva la 2 săptămâni, în medie, între sesiunile de tratament, ca să putem să trecem și la etapa următoare. Spre exemplu, dacă discutam de botox și acid hialuronic, putem să facem injectarea cu această neuropeptidă pe etajul superior, adică frunte, zona de încruntare, glabelă, la bagâștii, și dacă pacienta are nevoie și de o injectare cu acid hialuronic, să zicem, între mea media feței, putem să corectăm șanțurile sau zona de bărbie sau să conturăm linia mandibulei. Deci lucrurile astea se pot face fără probleme pentru că ne adresăm unor zone diferite și atunci putem. Trebuie să ne mai gândim și la perspectiva aceasta de sensibilitate, de disconfort, cu toate că majoritatea acestor tratamente, pe lângă faptul că sunt minim invazive, ele sunt și cu un disconfort minim.
iar noi venim în întâmpinarea pacientelor și cu creme anestezice, deci lucrurile pot fi foarte bine tolerate. Acidul hialuronic are deja în seringă, eu folosesc numai seringile care au și lidocaină, deci anestezic, tocmai pentru a crește confortul la injectare. Dar, sigur, tot acest tratament, chiar dacă este făcut într-un cadru intim, plăcut și pacienta se simte în regulă, sigur, comportă un grad de disconfort și atunci nu vrem să intervenim prea mult într-o zi, să plece pacienta debusolată așa de la prea multe tratamente, chiar dacă în zilele următoare va arăta wow. Să vorbim un pic și despre contraindicații. Cred că ar fi foarte important să știe cei de acasă la ce trebuie să se aștepte. Da, revenind la contraindicații, ne gândim și la partea aceasta de consultație inițială, în care vei vedea și tu formularul, chestionarul medical, este foarte bine gândit și foarte bine pus la punct, tocmai pentru a parcurge principalele patologii care pot contraindica tratamentele noastre. Per ansamblu, dacă ne referim la o mai mare parte dintre tratamente, sigur că nu vom injecta sau nu vom lucra la o pacientă care este într-o stare febrilă, dacă are, spre exemplu, un episod de herpes activ, nu ne apucăm să injectăm, știm că injectările și procedurile în anumite zone pot reactiva un focar de herpes și atunci trebuie să avem grijă și de acest lucru. Mai sunt patologii neoplazice, boli autoimune în care nu știm cum organismul poate să reacționeze la un tratament. Trebuie să avem o atenție sporită la pacienții cu diverse tipuri de alergii, unele dintre ele chiar la anestezic. Sigur, hepatitele, HIV-ul sunt contraindicații pentru anumite tratamente, dar lucrurile gândite și planificate pot face ca și acești pacienți să poată să beneficieze de tratamente, dar la momentul potrivit. De aceea nu sunt de acord cu injectările sau cu tratamentele făcute imediat în ziua consultului, pentru că de multe ori trebuie să ne pregătim pentru o astfel de sesiune de tratament. Pielea trebuie pregătită, poate pacienta trebuie să renunțe, spre exemplu, la un tratament anticoagulant care crește riscul de sângerare sau alte medicamente pe care le lua de uz curent sau, din potrivă, poate trebuie să introducem ceva medicamente profilactice, cum ar fi pentru profilaxia herpesului, ca să nu avem incidente neplăcute și să poată să se bucure de rezultat în mod optim. Știu că se fac și niște fotografii. Prima dată când ajungem într-un astfel de cabinet, la ce folosesc ele? Fotografiile se fac standardizat, avem anumite poziții în care trebuie să le facem, tocmai pentru a obiectiva până la urmă rezultatul estetic. Trebuie să vedem momentul zero în care pornim cu pacienta la drum și ulterior rezultatul final, care uneori poate fi vizibil imediat după ședință, iar alteori îl vedem la câteva săptămâni după. Sunt până la urmă și documente medico-legale aceste imagini pe care noi le captăm. Sigur, beneficiază de confidențialitate și de multe ori să știi că pacientele sunt surprinse după câțiva ani de tratamente să vadă de unde au pornit. Când mai găsesc imaginile lor, îmi place să le mai arăt și la multe dintre ele este o surpriză, așa, wow, chiar așa arătam și acum arăt atât de bine, adică trebuie să știm exact de unde pornim și unde vrem să ajungem până la urmă.